Cum funcționează războaiele moderne? 1. Destabilizare. Agresorul provoacă tulburări în țara obiectiv. El destabilizează țara țintă până la provocarea de războaie civile. 2. Cum face asta? În primul rând contactează toate grupările nemulțumite și violente, rebeli și teroriști plătiți din țara țintă. Pentru el nu contează dacă aceste grupări violente constau din microbiști, fanatici religioși, grupări de stânga sau de dreapta sau alte extreme. Trebuie să fie violente, loiale și cu sânge rece. Agresorul le promite acestor grupări un viitor mai bun, drept de vot și multe alte avantaje. Astfel, fiecare este motivat să lupte egal prin orice mijloace pentru atingerea țelurilor individuale. Fiecare unitate teroristă care se formează pe această cale acceptă temporar și grupări cu orientări total diferite. Fiecare grupare vede în forța de atac unită deocamdată doar avantaje. Motoul? Sinergia mai presus de orice. Lovim împreună, mărșăluim separat. Agresorul creează deci grupuri teroriste amestecate de toate nuanțele. Dacă un grup de rebel nu vrea nici în ruptul capului să fuzioneze cu alții, pentru agresor asta nu contează. El îi folosește separat pentru ținte speciale, de exemplu atentate sinucigașe, etc. 3. Echipament și finanțare. Prin mercenari din propria țară sau o țară străină, el instruiește mai întâi grupurile rebele și teroriste adunate anterior pe cât posibil în afara țării țintă. Pentru asta construiește lagăre de instrucție secrete cât mai aproape de țintă. Dacă nu este posibil, îi aduce cu avioane de pretutindeni. El le furnizează rebelilor arme și muniție din belșug și le dă salariu pentru luptă. 4. Atacul. Agresorul străin își pune acum minuțios planul de luptă în aplicare. Dependent de strategie, el atacă intenționat persoane și instituții civile. Scopul său este să obțină cât mai multă atenție din partea popoarelor și strigăte după ajutor din exterior. În centrul comunicatelor de presă nu se află, bineînțeles, agresorul care a organizat totul, ci sau proasta conducere a țării de răsturnat sau, după necesități, rebelii, adică unitățile teroriste. 5. Țelurile adevăratului agresor sunt mereu aceleași. Slăbirea maximă posibilă a obiectului țintit din interior, învinuirea obiectului de țintă, derutarea și neputința maximă a popoarelor, îngăduință cât mai mare pentru acțiune militară de ajutorare din exterior, răsturnarea și eliminarea guvernului țintă, instaurarea unui guvern nou din rândurile rebelilor declarați buni, retragerea trupelor ca țara să devină de fine stătătoare și să alunece în haos total, o nouă intervenție radicală în înlăturarea tuturor eroilor folosiți anterior, acum numiți doar teroriști. Preluarea țării respective a resurselor. Plăți pentru reparațiile daunelor după gust și chef. 6. A se lăsa celebrați ca salvatori. 7. Același exercițiul mare. Ce a făcut agresorul cu ajutorul rebelilor adunați din drojdia societății în țări individuale, el pune acum în aplicație în stil mare. Țării întregi sunt acum trupele sale rebele alese. Cu aceștia își încercuiește cei mai mari rivali ai săi, pe care singur nu i-ar putea învinge niciodată. În prealabil, el stârnește provocări pe care le pune controlat pe seama celor mai mari rivali ai săi. El determină țările rebele alese să pornească cu armatele și armamentul lor propriu împotriva celui mai mare rival al său. Abia când toate țările și-au consumat toată muniția și au pierdut cei mai buni oameni și sunt ruinate, abia atunci dușmanul omenirii, adevăratul agresor, intră în luptă pentru a-i învinge pe toți. 8. Cine pierde cel mai mult? Toți cei care s-au lăsat înșelați și folosiți de acest atâțător de război, acest agresor meschin.